Toți cetățenii au dreptul să își exercite dreptul la vot, respectiv în contextul pandemiei de COVID-19, autoritățile vor lua un șir de măsuri sanitare speciale care vor permite o desfășurare cât mai sigură a alegerilor prezidențiale. Declarația îi aparține ministrului Sănătății Viorica Dumbrăveanu și a fost făcută în cadrul ședinței de astăzi a guvernului, unde oficialul a prezentat și pașii care vor fi făcuți în acest sens. Accesul în secțiile de votare, dar și sediul organelor deci electorale, se va realiza doar în mod obligatoriu cu purtarea măștii și în acest context birourile electorale ale secțiilor de votare vor asigura cetățenii cu câte o mască pentru exercitarea dreptului constituțional la vot. Vor vota și cetățenii testați pozitiv cu COVID, respectiv cei care se află în autoizolare, a mai declarat ministrul. În ziua alegerilor, până la orele 15, a fost stabilit că persoanele au posibilitatea în scris, deci sau în mod verbal, să solicite exercitarea acestui drept la vot prin intermediul echipelor mobile care se vor deplasa la domiciliu. În cazul în care persoanele s-au prezentat deja la secție de votare până la orele 15, dar manifestă simptomatică, precum este febra, tusa, deci în condițiile date nu se va permite exercitarea dreptului la vot și se va face înscrierea persoanei pentru exercitarea acestui drept la vot la domiciliu, reiterez, prin intermediul echipei mobile. Menționăm că guvernul va aloca resursele financiare necesare pentru procurarea a 3 milioane de măști de protecție care vor fi înmânate fiecărui alegător participant la scrutinul electoral din 1 noiembrie și 15 noiembrie, dacă va fi necesar.